un bărbat în vârstă de 40 de ani a ajuns la spital cu un picior rupt, iar alte 5 persoane, dintre care 2 copii, s-au speriat cumplit după ce un șofer neatent a încercat să efectueze o depășire fără să se asigure. Totul s-a întâmplat sâmbătă după amiază, în dreptul localității Tichilești, pe un drum județean foarte aglomerat. Șoferul neatent a lovit o mașină care venea din sens opus, care a fost aruncată într-o altă mașină în care se aflau un cuplu și 2 copii. Nu pot exact să-mi dau seama cum s-a întâmplat, s-a întâmplat fracțiune de secundă. Domnul a intrat în depășire, a acoșat cealaltă mașină și aia a intrat în noi. Veneam despre, de la Tichilești, despre Brăila. Despre Brăila veneam și aici m-a agățat dânsul și s-a învârtit cu, și l-a agățat și pe dânsul. Domnul de acolo, de mașina aia. Uitați-vă că am fost lovit pe partea stângă, deci pe partea asta am venit. Pentru scoaterea șoferului vinovat din autoturismul avariat a fost nevoie de intervenția unui echipaj de descarcerare.